la o nouă ediție a Așezătorilor Duhovnicești Urcuși spre Înviere. Ediția a patra, o ediție de bucurie, o ediție care să ne unească unul cu celălalt, o ediție care să ne dăruiască, iată, încă de la început de post, o temă pentru tot drumul acesta pe care vrem să-l parcurgem. Cu bucurie, Părintele Protosinghel Nicodim Petre a acceptat invitația noastră, a participat dimineață la Sfânta Liturghie, ne-a împărtășit un cuvânt de folos și iată acum la tema pe care am propus-o, Te iubesc înseamnă că tu nu vei muri niciodată, răspunde prezent, ne va spune multe din lucrurile pe care le știi, dar nu tot, și după aceea vom împărți din foile care le avem aici în față, pentru cei care veți dori să adresați întrebări legate de temă sau poate un lucru pe care nu l-ați lămurit până acum și considerați că Părintele Nicodim îl poate lămuri. Părintele Cornel, împreună organizator de șezători, de față și prezent aici cu noi, zic să dăm drumul la poveste și la temă. Părinte Nicodim, vă predau legătura. Mă bucur că ați numit șezător și nu altfel întâlnirea aceasta, câteodată se numește conferință. Și foarte pretențios spus. Acum, două săptămâni, Părintele m-a sunat și mi-a zis dacă aș putea să oposesc la Bacău pentru câteva ore, aflând că o să trec spre București. Am zis da și a pus a spus că nu contează tema. Haideți să punem teme, important este să ne întâlnim. A pus o temă frumoasă, o zicerea Sfântului Augustin. Să iubesc înseamnă că tu pentru mine nu vei muri niciodată. Am zis, da, e frumoasă tema. Apoi când am încercat să mă gândesc la ea, mi-a dat seama că e foarte complicată. Tema pentru că, pentru a vorbi despre iubire, trebuie să, ca și despre pocăință, trebuie să fie experimentat iubirea la modul cât mai înalt. Sau pocăința, cum a fost o altă temă altă dată. E complicat să vorbești din citit și nu din experiență. Și tema, până la urmă, m-a tratat în trei fraze. Te iubesc, deci pentru mine nu vei muri niciodată, înseamnă că eu nu voi muri niciodată. Ca să nu mor niciodată pentru mine înseamnă că eu mai întâi nu voi muri niciodată. Asta presupune că eu să cred în nemurire, să cred într-o viață veșnică. Cred că iubirea este mai puternică decât moartea. Citind câteodată pe coroane, regrete eterne. Și parcă nu sună bine, regrete eterne, X a trecut la neființă și se lasă cu plâns. Realizez că oamenii nu prea au conștiința unei vieți de după moarte, dar totuși sunt eterne regretele. Deci nu are speranța că se va reîntâlni cu persoana care a trecut la cele veșnice, dar în același timp sunt eterne regretele. Înseamnă că, dacă ar fi o logică simplă, celălalt se duce în iad și eu regret în partea asta, altă de undeva, dintr-o altă nemurire și nu se potrivește. Deci noi când iubim pe cineva, este de indicat să scrie între cruce sau pe coroană, sau atunci când afirmăm undeva la radio, am auzit foarte adesea regrete eterne, să spunem acolo, Hristos a înviat, veșnică să-i fie lui pomenirea, ne-am despărțit pentru o perioadă de timp, mai lungă sau mai scurtă, după care ne vom reîntâlni în Împărăția lui Dumnezeu, avem această nădejde. Omul care spune, te iubesc, deci pentru mine nu vei muri niciodată, are la fel înainte perspectiva veșniciei și credința că cel pe care îl iubește va rămâne în conștiința, în inima, în mintea lui pentru eternitate și dacă iubirea a fost până la capăt frumoasă, vor rămâne în comuniune, într-o comuniune care nu este comuniune de aceeași natură cu comuniunea de pe pământ, ci o comuniune mult transfigurată, mult elevată, nu numai subtilă decât cea pământească și oamenii care pe pământ s-au iubit foarte mult, avem nădejde dacă vor rămâne în comuniunea iubirii lui Dumnezeu și după moarte, pentru totdeauna, o comuniune care va crește din slavă în slavă, care se va aprofunda
din slavă în slavă. Acea epectază despre care vorbim în teologie, înălțare și iarăși înălțare, pentru că Raiul și Împărăția lui Dumnezeu nu este un loc al plictiselii. Am murit și după aia am ajuns într-un loc. Am murit și ajungem la cineva. Nu este Raiul, nu este un loc râvnit în viața aceasta, ci este o întâlnire cu cineva. Iar acolo nu este un loc al plictisului, al așteptării în eternitate, la umbra unor copaci frumoși, în cântecul păsărelelor, ci acolo ne spun Sfinții Părinți că ne vom bucura de informații și de o iubire care crește și de infinitatea lui Dumnezeu, vom fi din ce în ce mai informați, vom primi din ce în ce mai multe date despre Dumnezeu, vom cunoaște progresiv pe Dumnezeu, cel care este infinit și pe care putem la infinit să-L cunoaștem, deci în eternitate primim dezvăluire despre Dumnezeu, despre frumusețea Lui și este o progresie, este o creștere în Împărăția lui Dumnezeu, nu așa cum spunea Constantin Noica despre Rai, că este un loc în care el crede că s-ar plictisi. Constantin Noica, care a avut o perioadă foarte apropiată de biserică și care în final chiar a fost îngropat în apropierea bisericii de la Părtini și chiar aproape de biserică, la câțiva metri, undeva în județul Sibiu. Dar a făcut undeva afirmația aceasta că Raiul probabil este un loc în care nu s-ar simți extraordinar, pentru că este foarte frumos, dar nu se întâmplă nimic, este doar frumos și atât. Iubirea pe care noi încercăm să o trăim presupune și curaj și sinceritate, credința în Dumnezeu, numai la umbra iubirii lui Dumnezeu, a iubirii perfecte a lui Dumnezeu, iubirea noastră poate să se apropie și ea de perfecțiune. Numai iubirea lui Dumnezeu, cel perfect, poate să ne molipsească, să ne inspire pentru o iubire care să fie mai puternică decât moartea. Doi tineri care vin la altar pentru a se cununa și pentru a face, să zicem, cele două lucruri care se fac în taina cununiei, vin și jură că vor fi fideli în viața lor, dar în același timp, slujba cununiei este și o rugăciune de cerere. Doamne, ajută-ne și întărește iubirea noastră pe care o aducem în fața altarului, pentru că iubirea noastră pământească este imperfectă și vrem ca iubirea noastră să primească din puterea iubirii tale absolute, să se întărească, să ajute să depășească toate greutățile din viața aceasta și în final iubirea noastră, cu ajutorul tău, să poată să fie mai puternică decât moartea, să omoare moartea și să reziste nu numai în viața aceasta, ci să reziste și în veșnicie. Adică nici moartea să nu ne despartă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în una din epistole, cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos? Îl iubea foarte mult pe Dumnezeu. Moartea, sabia, frigul, foametea, sărăcia, nimic nu mă poate desprinde de dragostea lui Hristos. Și de aceasta spun că o iubire psihologică sau iubire biologică nu este aceeași cu o iubire spirituală. Trebuie să facem diferența atunci când oamenii se iubesc între o simpatie, o dragoste la prima vedere, între ghilimele, care la a doua vedere dispare, se poate să dispară. Dragostea de vară ține până la gară, era un cântec când era mic an. Și o iubire care are puterea aceasta de a înfrânge toate greutățile vieții și care poate să reziste pentru totdeauna. Atunci noi propunem, învățând din viețile Sfinților, că cel care este fidel lui Dumnezeu va fi fidel și unui ideal, și unui prieten, și unui soț sau soții, trebuie să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu, să fim cât mai fidel lui Dumnezeu, pentru că fidelitatea pe care o avem față de Dumnezeu să se prelungească și în fidelitatea pe care o avem în față de iubirea de oameni, de prieteni, de soț, de copil, de patrie, iubirea de idealurile care trebuie să ne înnobileze viața. Și această iubire, această apropiere de Dumnezeu se exersează. Iubirea este un exercițiu. Părintele Coman Constantin, profesor la București la teologie, spunea odată că de-abia acum, la 60 de ani, a început să înțeleagă ce înseamnă iubirea din familie și că adevărată iubire între doi soți se vădește mai spre bătrânețe. Oameni care au făcut carieră, s-au ocupat de un lucru sau de altul, care au
supraviețuit, conviețuit cu soția, cu copiii, ajung la o anumită, când se detașează puțin și de patimile trupești, de pulsiunile trupești, de ambițiile sociale, încep să realizeze ce mare dar a fost pentru el soția sau soțul și încep să înțeleagă relația aceea care nu mai este condiționată nici de frumusețea fizică, de tinerețe, nici de avere, ci sufletul care ani de zeci de ani de zile a stat lângă el, l-a înțeles, l-a ajutat, a fost aproape, începe să fie tot mai bine înțeles și atunci relația dintre ei se maturizează. Deci o iubire, și spunea că iubirea nu înseamnă doar așa un entuziasm, ci iubirea înseamnă efort. În fiecare zi trebuie să faci efortul de a iubi. De a iubi pe celălalt, de a te jertfi. Iubirea înseamnă renunțare la sine, înseamnă jertfă, răbdare și îndelungă răbdare. Înseamnă înțelepciune, înseamnă tăcere câteodată, altfel înseamnă afirmare, răstire și efortul acesta, care durează ani de zile, duce la o coacere și la o maturitate a iubirii, pe care o vedem câteodată la unii oameni mai în vârstă, care se plimbă fără să vorbească nimic pe stradă, de bună, și care încep să semene între ei, care se înțeleg fără cuvinte, care se privesc cu tandărețe, cu blândețe, cu iubire, care să rostească ceva, dar iubirea dintre ei și comuniunea dintre ei se răspândește, iradiază și împrejurul lor. Această iubire este ca un fruct copt. Noi vrem repede să mâncăm ceva, să luăm un fruct care încă nu s-a înroșit, nu a ajuns la maturitate, dar fructul acela nu ne aduce de plină bucurie. Și iubirea adevărată presupune răbdare, așteptare, până când se și vădește, se și călește, se decantează și oamenii ajung să se odihnească unul în celălalt. Să se accepte cu minusurile și cu neputințele lor, să se iubească dincolo de neputințe, să se sprijine. Mi-aduc aminte de bunicii mei, odată el era buna vestire, era mic și bunica a venit acasă și era, avea 70 ceva de ani și a mâncat niște pește, bunica prinsese niște roșioare pe un părâu din ala de munte, niște peșteșori, pentru a doua zi. Și el a venit și deja a mâncat vreo 2-3. Și noi, părâcioși, și bunica era foarte aspră, ne-am dus repede la ea. Bunica, uite, tătăica a mâncat deja pește. Și a spus că noi nu avem voie, că numai mâine, dar el a mâncat. Ca asta a spus că e fost, dar numai mâine de legare. Da, unde? S-au dus, i-au verificat acolo, că mâncase două. Se descălța, dacă mai e de la muncă, și se uita, ai mâncat pește? Am uitat că e pus pe acolo, i-am mâncat, a crezut că e de mâncat, nu era foame. Mai mâine bună vestire, azi nu-i dezlegare. Da? Da. Auzi, voi nu vă luați băieri, că el e bătrân și câteodată bătrâne îți ca și copiii. Dar voi trebuie să fiți cu minte, și să ascultați ce vă zic eu. Nu prea înțelegeam noi, el are voie și nu are voie, dar am văzut o mare îngăduință față de el și adică asprimea pe care o avea față de noi, față de el nu mai funcționa. El deja era... El era și o certertare, nu știu, mâine, acum o să mai mâncăm și mâine. Și-au rămas împreună și-au luptat pentru... Au privit, cei care se iubesc, privesc în același punct. Am văzut undeva scris și mi-a plăcut. Nu se mai privesc cu numai unul pe altul, se consumă. Când iubirea este adevărată, împreună, cot la cot, privesc pe același punct, care de obicei este copilul sau copiii. Punctul pentru care, lucrul pentru care amândoi se ostenesc, pentru ca să-i realizeze. Iar realizarea copiilor aduce o împlinire și pentru cei doi. Copiii sunt cartea de vizită a fiecărei familii, a părinților. Dacă copiii sunt realizați, sunt împliniți, la judecată, cei doi soți se vor bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de asta fac tot efortul părinții pentru ca să aibă copiii aproape de Dumnezeu, în primul rând, asta e suprema educație, și apoi educația aceasta din afară, să zicem, al lumii care îi ajută să-și poată câștiga și ei o pâine, ca să poată și ei să supraviețuiască, să aibă în viața aceasta o independență, un rost. Gândesc la multe, nu am soluție, m-am gândit mai înainte venind la
o carte, mă gândesc la o tragedie americană, poate ați citit, doi care se iubeau foarte mult și până la urmă a sfârșit printr-un avort și după aia au ajuns la crimă, să unul dintre ei să moară, fata să fie omorâtă. Nu e iubirea adevărată. Mă gândesc la cartea Pe aripile vânturilor, citită odată, unde Scarlett O'Hara se îndrăgostește de un oarecare Als Asley. Nu era Butler, soțul ei, oficial, ci era soțul unei prietene, Madeleine, cred. Și după 11 ani de zile își dă seama că, de fapt, ea nu iubește pe acel Ashley, Asley, ci este doar o ispită în afară și ea iubește, de fapt, pe soțul ei. În literatura universală, în experiențele de viață, vedem tipuri de iubiri care au finalizat cu bine sau care nu au finalizat cu bine, pentru că nu s-au bazat, nu l-au avut pe Hristos în mijlocul lor. Mă gândesc la cartea asta, am citit-o când eram licean și după ce am venit din, încă o dată de la armată, Martin Eden, Jack London, poate ați citit-o sau ați văzut-o. E, de fapt, viața lui Jack London, un om care a avut o ambiție foarte mare dintr-o familie modestă, să devină, să-și depășească condiția, a devenit scriitor, a câștigat bani, a făcut și marinărie, familie săracă, dar nu l-a avut pe Dumnezeu. Mă întrebam, licean fiind, cu un prieten al meu, de ce s-a sinucis Martin Eden. Deci el a ajuns în culmea gloriei și apoi, nemai suportând societatea care îi se părea că, societatea care trăia, îi se părea că este falsă, profesori universitari, de fapt, erau niște măscărici pentru el, pentru că dezvoltau tot felul de teorii, dar nu înțelegeau ce înseamnă ceea ce zic. Filozofii la fel, el trăise în viață, muncise, suferise, văzuse viața străzii și viața oamenilor și venea cu o altă perspectivă. Fata pe care a iubit-o și pentru care a luptat pentru ca să ajungă la condiția ei să poată să se căsătorească, l-a ajutat la început să învețe gramatică, nu știa nici limba engleză, și apoi și-a dat seama fata că nu are niciun viitor cu el. El a muncit foarte mult, a publicat cărți, a câștigat bani, a ajuns la nivelul ei. Cumva a fost, a început să fie apreciat. După ce îl părăsise, după câțiva ani de zile, văzând că are o anumită condiție, s-a reîndrăgostit de el. Ea a revenit la el și el n-a mai putut să o primească. Toate dezamăgirile acestea au făcut ca el să plece de acolo, s-a urcat pe corabie și a luat averi, puști, cărți, alimente și a cumpărat o proprietate pe insulă. Dar în drum spre insula aceea și-a dat seama că viața parcă nu mai are rost. Și a sărit de pe vas. Am spus, dacă am voința, am avut voința ca să mă ridic din condiția mea de marinar, în milă, în alfabet, la condiția unui om respectabil în societatea americană, voi avea și voința necesară să mă sinucid. Și a dat aerul din el, s-a sărit în apă, s-a adâncit, era un bun înătător și apoi s-a înnecat. Îl arată pe coperta pe care o aveam eu cu o jumătate de mână scoasă. Nu înțelegeam. În carte spunea că el a vrut să se sinucidă, aici totuși parcă arăta că vrea cumva să... Au trecut ani și m-am gândit după asta la cartea asta. Ce i-a lipsit lui? Îmi plăcea personajul. Până la ultimele pagini am fost cu el. Am fost aproape de el. Îl susțineam. Când citești, intri pe acolo și tu te regăsești, mai te contrazici. Dar de ce am făcut treaba asta? De ce? Pentru că viața lui nu avea un sens dincolo de ce se vedea. Nu-mi descoperise pe Dumnezeu. Și lipsa de lui Dumnezeu din viața noastră câteodată duce la absurd, duce la finalitate absurdă, printre care, între finalitățile absurde fiind și sinuciderea, destul de des, la personalități foarte mari. Nu-L au pe Dumnezeu, vor să fie vizibil, să fie aplaudați, fac tot ce facem toți dintre noi, probabil lucruri pentru care să fim recunoscuți, să fim apreciați, să fim lăudați, să ne afirmăm. Dar o să vedeți, zilele trecute vorbeam cu niște studenți. Îmi puneam problema unui episcop. Singurul episcop care a luat poziție în perioada comunismului foarte fermă, pe față a fost Nicolae Popovici, un episcop de la Oradea, care predica liber împotriva comuniștilor. Înțelegeți că noi avem două drumuri paralele. Biserica are drumul ei, iar voi sunteți atei și aveți un drum care se sfârșește undeva. Și îi critica pe unde îi prindeau. Oameni buni, aveți grijă de copii, educație. Că sistemul nou comunist, care a scos religia din școală, în 48, este împotriva lui Dumnezeu. Și pe unde predicau oamenii biserici, plângeau, aplaudau. A făcut o tulburare în zona Oradei,
s-a ocupat și de zona Maramureșului la un moment dat, încât comuniștii au zis trebuie să luăm poziție. A fost avertizat să se liniștească. A spus, mie nu mi-este frică, sunt pregătit să merg în închisoare, să fiu omorât. Și a continuat să vorbească. Când era tras la răspundere de prea fericitul Patriarh Justinian, spunea, dar am zis ceva rău. N-am spus adevărul după Evanghelie. Păi da, măi, dar trebuie puțin diplomație, dacă vrem să mergem mai departe, să menținem biserica. Uite ce s-a întâmplat în Rusia, în Albania. S-a desfințat cu totul biserica în Bulgaria. Și... Na, n-a ținut. Și apoi când a fost depus și după aia izgonit la o mănăstire cheia, am văzut că omul are limite. Deci noi afirmăm câteodată lucruri, ne batem cu pumnul în piept că suntem puternici la servici, în poziții foarte ferme față de prieteni, față de știu eu ce, dar când suntem constrânși, nu avem întotdeauna vocația martiriului. Noi nu ne cunoaștem foarte bine pe noi, nu știm exact cum vom reacționa. El a reacționat în ce privește compromisul foarte bine, deci nu s-au gândit să coopteze, securitatea, nici nu s-a pus probleme. Dar omul care rămâne singur, izolat în societate, începe să se gândească cine mai este cu mine, cine nu mai este cu mine, nu mă trădează chiar și fratele meu, ce o să urmeze, o să mă omoare, ce trebuie să fac, ajungi să te simți foarte singur. Și atunci când poporul ia într-o direcție care este opusă lui gândirii și crezului nostru creștin, la limită ne putem permite chiar să rămânem singuri. Să rămânem cu Dumnezeu și cu viața, decât să preferăm lumea, mulțimea, cu toate ale ei, și moartea. Și el s-a luptat, Părintele Cleopa spune că a fost otrăvit, a murit în anul 60, în 1960, la 57 de ani, dar gândul și frământarea lui, citind viața lui, și documentele care s-au scos de acum din arhivele securității, am văzut tot zbuciumul lui interior, te gândești că parcă nu a avut o poziție cum citim noi în Pateric. Mai cârtea, se lupta, se răzvrătea, nu și-a acceptat. Acum am intrat la mănăstire, sunt călugăr, fac ceea ce trebuie să facă un călugăr la mănăstire și accept starea de viață monahală, mă rog, și când mă va chema din nou Dumnezeu la o demnitate, în ierarhia bisericească, vă lua de o poziție. Deci noi oamenii, și mi-a pus problema asta, normal ne punem problema ce am face noi într-o situație asemănătoare, dar vrei să înțelegi ce se întâmplă cu ființa umană când ajunge la limită. În închisorile comuniste am fost la Solovăț, a fost o temniță acolo, într-o iarnă am fost omorât 6.000 de oameni. Și la limita asta cu moartea, oamenii reacționează diferit. Prin 1849, dacă nu greșesc, în iarna aceea, înainte de Crăciun, Dostoievski a fost condamnat la moarte pentru că făcea parte dintr-o organizație, inteligenția, era considerat că face parte dintr-o anumită inteligenție care era împotriva țarului. Au fost arestați un grup de 20, frig, în cămăși albe, îmbrăcați foarte sumar, duși undeva la marginea Sankt Petersburgului și condamnați la moarte. Cei 20 au reacționat toți diferit. Unii spun că Dostoievski în momentul acela a căpătat acea epilepsie. Nu toți oamenii privesc în același fel moartea. Moartea, modul cum ne raportăm la moarte, este testul făcut nou. Modul cum ne raportăm la moarte și la cum depășim moartea, dă măsura vieții pe care o trăim înainte de moarte. Iubim pe Hristos până unde? Cu prețul vieții noastre putem să-L iubim? Iubesc pe aproapele meu cu prețul vieții mele, cum spune Mântuitorul în Evanghelia de la Ioan, nu este mai mare iubire decât să-și pune cineva viața pentru prietenul său. Iar voi sunteți prietenii mei, zice El. Față de voi, de acum nu mai am ascunzit și-o spune Mântuitorul, apostolilor. Vă spun toate vouă. Relația asta nu poate fi controlată decât în situații limite. Și situația cea mai limită este testul acesta al morții. Era un film de Daylight. Foarte interesant. Cel mai bun film al lui Sylvester Stallone. El de obicei are cu Rocky 2, cu box, cu... Când eram mici, vedeam Rocky 1, Rocky 2, Rambo 1, 2, 3, nu știu mai cât. Asta nu prea l-am văzut. Dar în filmul ăsta este un caz care se pare că a fost la o anumită măsură real.
într-un tunel rămân vreo 12 oameni, o explozie și un tunel care ieșea de undeva din, nu știu, New Jersey, într-un oraș în America, ieșea de un oraș pe o cale mai scurtă, rămân acolo și printre cei care au rămas înăuntru, era un soț cu o soție. Deci când a intrat apa, soțul meu trebuia să o salveze, să scoată pe soție de mine. El acum vrea să salveze viața și o băga pe soția lui să salva, sprijinindu-se din ea ca să iasă afară. Păi cum mă, dacă soția ta nu a scos, tu nu-ți dai viața pentru ea, ia să se salveze și după aia o să mai vedem. E un film bun. Pentru că e această limită a morții, cum se comportă fiecare din cei care au rămas acolo, chiar pe film american și artistic, în situația de limită acolo, se vede fiecare. Un om care poate e bețiv sau poate a făcut o mulțime de lucruri în viață, e capabil să-și dea viața, iar altul, cum a fost întâmplarea aceea la Iași, cu colegul acela al nostru, care rămâne o amintire destul de, să zicem așa, pregnantă. Un băiat fuge după tren, un coleg de-al nostru student, în 95, ca să ajungă la Bârlad să-și ia haine pentru nuntă a altui coleg. Era vineri, sâmbătă seara sau duminică trebuia să fie la nuntă, duminică seara. A fugit, avea o geantă, trenul a pornit, s-a dezechilibrat, a căzut sub tren și trenul a trecut peste picioare, în zona de Lesnero. Oamenii s-au adunat, el povestea după aici. Eu vedeam, dar nu mai auzeam nimic, s-a fost așa cum țuit și totul, peisajul s-a deforma așa. Dar îi vedeam pe oameni. Dar nu puteam să strig ajutor sau ceva. Și s-a adunat pe peron o mulțime de oameni. Spunea și două mai ce erau acolo. Nimeni nu m-a ajutat. Erau câteva zeci de oameni, 20 de oameni care într-un minut sau două minute s-au adunat și eu nu puteam să mă mișc. Gândeam ce ar trebui să fac, dar nu puteam. Și în mulțimea asta de oameni, că noi nu știm relația oamenilor cu Dumnezeu, noi judecăm după aparențe, punem etichete, băgăm în sertare și credem că ne-am rezolvat cu ei. Dar omul are relație intimă cu Dumnezeu, are trecutul lui, are viața lui și în situația limită iese la iveală. Cine este el? Într-o parte sau în alta, un mare laș sau un erou. În mulțimea asta apare unul care era beat cu o sticlă în mână. Deci cum erau toți pe peron și buimeau, ce ai pățit? Ăla a venit, a văzut o moacă de om beat, s-a uitat cum ai tras un șpriț, cu sticla în roșu, l-a împins pe toți, s-a dus acolo repede, i-a scos și redurile, i-a legat picioarele, l-a luat în cărcă, sus pe peron și fuga cu el. La un taxi, împletucindu-se, Marcel avea vreo 80 de kg, 90 de kg, și la taxi, iar acum înțelegea tot ce se întâmplă, oamenii țipau cu mâna la gură, vai, A ajuns la taxi, în gara din Iași, și taximetristul, când a văzut că curge sânge, chiar a legat pantalonii ca să rămână în picioare căzuse, cumva să rămână acolo, prins, și până la spital la urgență, repede, repede. Eu nu mai nicăieri, un taximetrist, s-a închis ușa. S-a dus la al doilea, lasă-mă, domnule, în pace. La al treilea, o deschis ușa și l-a pus. Mai întrebi pe cineva dacă e de acord sau nu e de acord. Ce faci, domnule? La urgență, a țipat la el și l-a dus la urgență. Și acolo a stat într-o jumătate de oră să lopereze, că nu veneau medici. Dacă face treaba, o face până la capăt. În sfârșit. Deci oamenii reacționează diferit în situații limite. Și nu putem noi să creăm situații limite artificiale. Ne mai creăm. Când suntem tineri, facem sport. Sportul e un test, totuși. Îți arată puțin voința, îți arată limitele, te cunoști mai bine. Mai sunt situații în viață care nu sunt prevăzute, dar în general nu le cunoaștem. Iar iubirea în familie și în viață, la fel, este un teren în care trebuie să cerem ajutorul Dumnezeu ca să nu avem surprize, pentru că nu ne cunoaște foarte bine, nici că sunt tineri. Tineri nu se cunosc foarte bine, nu știu ce le trebuie. Se iau după aparențe, n-au duhovnici, nu se sfătuiesc, nu se roagă și cred că s-au îndrăgostit și iubesc iubirea. Proiecția lor proiectează în celălalt ceva care de fapt e în mintea lor, din literatură, din Eminescu, din Marin Sorescu, dar nu are legătură cu realitatea, este o iubire emoțională care dispare. Bun, eu închei. Să iubești înseamnă că pentru mine nu vei muri niciodată, înseamnă că eu cred în Hristos și în nemurire în primul rând. Înseamnă că chiar dacă tu îmi faci mie și ca mine, tot te iubesc, cum Hristos a iubit întreaga umanitate și pe toți oamenii, păcătoși și sfinți, așa cum soarele luminează și peste drept și peste nedrept și peste câmpurile arate și peste cele necultivate, Dumnezeu a iubit pe toți
Și eu care vreau să mă asemăn cu Dumnezeu, trebuie să-i vezi pe toți oamenii. Dar ce te faci? Am văzut o emisiune la televizor, făceau întâlniri din asta, cum se numește, acum câțiva cu Andreea Marin, cu revederi, surprize. O doamnă l-a căutat pe prietenul ei pe care l-a iubit toată viața, la 22 de ani. A fost prieten și-l iubea așa. Până la urmă s-au despărțit, dar în mintea ei, medic, cred că era medic, de la 20 ceva de ani, acum avea 50 ceva de ani, era în vârstă, și vrea să știe unde... Și a povestit la cei care au încercat să instrumenteze cazul, cam cum a văzut ea atunci. Și l-au găsit până la urmă. Și l-au dus acolo în emisie. Dețiv. Fumător era. Și l-au dus acolo, putem să facem o surpriză cu tare. Și a făcut toți niște scene. Cine asta? Asta eu nu știu cum. Am făcut acolo de față cu toată lumea. Nu știu, parcă nu aduc aminte de ea. Deci ce fusese el pentru ea, și ani de zeci de ani de zile, și ce fusese ea nici nu exista pentru ea. Deci a investit. Și ea s-a purtat foarte frumos. Foarte frumos, până la capăt, a zâmbit. Iubirea ei l-a învăluit și în situația asta de om, oarecum, de 2 bani. Un om, și acolo era mețit și era confuz, văd că spunea prostii. Și cam asta este iubirea. Iubești tot. Când iubești pe cineva, de cu toate neajunsurile lui. La măsura asta trebuie să ajungem și noi. Cum ne-a iubit Dumnezeu pe toți, să ajungem și noi să iubim pe toți oamenii cu cât mai multă dragoste din dragostea lui Hristos. Pentru că iubirea noastră vindecă. Îl vindecă pe celălalt, chiar dacă are neputințe. Da. Am zis ceva. Nu știu ce să zic despre iubire foarte mult. Te-a mai foarte sună bine. Fericit Augustin, el a fost prieten, a avut o iubită cu care a stat vreo 18 ani, a avut un băiat cu ea, a trecut prin multe filozofii, mai ales 4 filozofii, curente filozofice, mai ales neoplatonismul, un mare orator, mare filozof. Când a întâlnit pe Sfântul Ambrozie al Milanului, la 1384, prin rugăciune Maicelui, Sfânta Monica, atunci s-a produs ceva în el. Iar ea, se pare, după o istorie catolică, catolicii îl cinstesc foarte mult, că atunci când și-a dat seama prietena lui, că el vrea să se apropie de Hristos, a dispărut din viața lui, cu Duhul copil, ca să nu mai stea în cale. Să-l este liber, să-și urmeze credința lui și liberă. El a căutat-o, dar n-a mai găsit-o. Și s-a apropiat de Sfântul Ambrozie, după asta a fost botezat, la vârsta de 30 ceva de ani. Apoi a fost hirotonit preot, și în 1387, și apoi episcop, undeva în nordul Africii, în Cartagine. Hiponie, nu? Episcop de... Și apoi mai 30 ani de zile, până în 430, a scris cel mai fecund scriitor, Fericitul Augustin, Sfântul Ambrozie, și Origen, 100 de ani mai înainte. Scriau foarte mult, era nevoie. Nu mai făcut și mici greșeli toți. Sfântul Ambrozie mai puțin, dar Origen și Fericitul Augustin au făcut și nici abate. Fericitul Augustin lasă o carte, Retractiones, care își corectează ce a scris la finalul vieții, și spune, dacă biserica găsește că eu am greșit undeva, să corecteze, să nu creadă că eu sunt infailibil. Și pentru asta, pentru că a avut smerenia să lese locul corectorilor, a fost numit Sfânt de Occidental, de noi fericit, ca să atragem atenția pe ceva, nu este totuși întotdeauna perfect scris la el și la fericitul Ieronim la fel. Și el a spus cuvântul acesta. Ce experiențe o fi avut, cum a trăit el, te iubesc, deci pentru mine nu vei muri niciodată. Cum a trăit el experiența asta, era un om totul sau nimic. Dacă ați citit ora 25, al lui Virgil Gheorghiu, este și un film cu Anthony Quinn, făcut prin 70 ceva, o carte care a intrat în literatura universală. Ora 25, Virgil Gheorghiu, un preot român, a scris-o la Paris. Acolo este o scenă la finalul cărții. Face lagăr, e chiar cazul lui și al soției lui, dar personajele principale din carte îl chema Ioan, nu? Cum îl chema pe personajul principal? Jean, Johan, tot estimau numele în funcție de țara în care era arestat. Ioan, Johan. În carte este un caz
un ziarist de la București, cu soția lui care era evreică, intră în lagăr. Până la urmă, după ani de lagăr, de prin 41, 42 până 44, 45, el moare, ea rămâne. Vin americani, eliberează Germania și americanii îi păstrează în lagăr o perioadă pentru a-i sorta, pentru a-i clasa, pentru a vedea fata aceasta, soția personajului principal, știa mai multe destruine, fusese ziaristă și scriitoare, îl ajută pe un ofițer american care se îndrăgostește de el, la secretariat. Și americanul ăsta îi cere mâna la un moment dat, dar ca americani, cu picioarele pe masă, stătea cu ciorapii, mestecau gumă, fuma, ea educată. Până la urmă, ca să scape de el, spun, ce postul să mai oferi mie? După ce eu am citit Shakespeare cu soțul meu, am citit teatru antic cu soțul meu, am ascultat cea mai bună muzică, ne-am plimbat, ce mai postul să-mi ofer mie nou? După ce eu am consumat tot, tot frumosul unei prietenii și al unei căsnicii și îl descurajează. Și apar întrebări la tema asta. Cineva s-a căsătorit într-o mare dragoste. A murit soția sau soțul. Ce face? Se recăsătorește sau rămâne fidel soției, cum a rămas mama soțului Andrei Deau, la 20 de ani, fidelă soțului care a murit, fusese ofițer și a crescut copiii în amintirea soțului. Sau te recăsătorești. Biserica dă un fel de pogorământ pentru cel care vrea să se recăsătorească. Adică, cum ne raportăm la iubire? Pentru mine nu vei muri niciodată. Cum reușim să facem, să împăcăm lucrurile astea? Și așa că n-am răspunsul pentru toate. Frumos este. Și Sfântul Apostol Pavel zice că să nu ne mai căsătorim, să nu se mai căsătorească oameni dacă au rămas văduvi. Bine este să rămână așa cum sunt și eu. Dar oamenii sunt care s-a dat în vechime dispensă și pentru preoți. Dacă murea până la 30 de ani soția și nu aveau niciun urmaș, preotul avea îngăduința să se recăsătorească în o anumită epocă. Deci, rămâne să răspundeți. Vă pune o întrebări care se dă cu ei, dacă vreți. Ce-au băut așa pe mine? Azi mă gândeam la... A fost alungarea lui Adam și a Evei din Rai. În Rai nu mai putem stă nimic păcătos. Au fost eliminați din Rai, că au făcut păcat. Au fost scoși în afara Sfințeniei. Ei care de acum pierduseră Sfințenia prin călcarea poruncii. Dar ce căuta șarpele care era imperfect? Diavolul în Rai. Nu? Cum Eva, care înseamnă viață, nu a venit moarte? De ce o numit-o Eva? Te înțelegi? Întrebări. Pentru cei care o să mai vreți să adresați întrebări, Părintele Nicodim a încercat să răspundă, mai provoc și eu cu spunându-vă, împărtășindu-vă din faptul că Părintele are călătorii cu folos, misiuni creștine în Tanzania, îl puteți ispiti și despre acestea dacă v-a dorit să răspundă. Până ajung și celelalte întrebări, am să-l rog pe Părintele Cornel să adreseze prima întrebare, după care continuăm cu cele de... Întreba Părintele, ce căuta șarpele în Rai? Eu l-aș întreba, ar fi rezistat șarpele în Rai mai mult? Zicem că el a căpătat oarecare îngăduință. Dar mă gândesc așa, ar fi rezistat să stea acolo, dacă n-ar fi reușit să se ispitească. Nu, dacă n-ar fi reușit să-i facă să cadă chiar. Asta a fost, da, a fost în îngăduința lui Dumnezeu. Normal că ei trebuiau ispitiței, oricum s-ar fi bucurat după un timp de rezistență în bine, de omul cunoștinței binelui și al răului, dar ei n-au avut răbdare necesară. Iar așteptarea aceasta era, să zicem, încercarea pe care trebuiau să treacă ei. Deja căzuse o parte de îngeri, o parte de îngeri care nu au mai putut să rămână aproape de Dumnezeu, îngerii împreună cu Lucifer au căzut din cer, atunci când au vrut să fie Dumnezei și ei, fără Dumnezeu, să se ridice la înălțime fără ajutorul lui Dumnezeu, ca și cum am vrea să ne urcăm pe lângă scară, ca și cum am vrea să ne ridicăm undeva, dar evităm crucea. Pe lângă cruce să ajungem undeva. Nu se poate fără suferință, fără încercare să progresăm. Iar ei nu. Iar
Și astfel, la nivelul acesta de îndoială, au fost liberi, nu? De plin liberi. Puteau să prefere să asculte sau puteau să prefere să nu asculte. Și, cum spuneam azi la biserică, ei au preferat darul dăruitorului. Dumnezeu, dăruitorul, creatorul, cel care a dorit totul, le-a dorit toate în rai. Le-a pus și o opreliște. Și a uitat de dăruitor, cum uităm noi câteodată, când îi face cineva un dar, uităm de persoana dăruitorului și ne oprim la dar. Dăm mai mult atenție darului decât persoanei care ne-a dorit ceva. Și Adam s-a oprit prin Eva și Eva asupra darului, pomului cunoștinței binelui și răului. De ce nu avem voie? Aveau mii de pomi din care putea să mănânce, dar din asta de ce nu? Deci că vom muri. Ei, oare? Îndoiamă. Nu veți muri. Veți fi ca și Dumnezeu. Interesant. Dă cunoștință. Și atunci au uitat de dăruitor. Și momentul ăla a fost fatal. Ai uitat de stăpân, stăpânul raiului, cel care guvernează totul. Nu mai poți să fii musafirul lui. S-au îndepărtat, au căzut și s-au îndepărtat. Înainte căzuseră o parte din îngeri, deveniți demoni, o parte au rezistat și s-au permanentizat în bine, devenind îngeri buni. Fericitul Augustin folosește expresia pentru cele trei categorii. Îngerii răi, non poste, non pecare, deci îngerii răi nu pot să nu păcătuiască, nu pot să nu facă rău. Îngerii buni, poste, non pecare, pot să nu păcătuiască. Și omul este între înger și demon. Poate pe care, poate nu pe care, are liberul arbitru, poate să aleagă. Sfântul Ioan Cazian spune că omul, după cădere, are șansa de a dobândi un rai mult mai înalt decât paradisul pierdut de Adam. Prin alegerea pe care o face, prin efortul pe care îl face, prin lupta împotriva concupiscenței, spune el. Prin cădere, plata păcatului, în primul rând, este moarte. Omul devine muritor. Părăsește locul nemuririi, ca la Făt Frumos, nu? Noi avem cu tinereții fără bătrâneții, pasul nostru. În tinereții fără bătrâneții, Făt Frumos nu mai vrea să stea acolo. La pucă, curiozitatea apare ispita prin acel iepuraș. Și când a apărut iepurașul și el s-a dus, a ieșit din ascultarea zânelor, s-a dus în Valea Plângerii, l-a apucat dorul după o lume terestră, după o lume în afara. Acolo în rai, tărâmul zânelor nu era noapte, nu era frig, era ca în rai. Și atunci a fost frumos, nu mai poate sta, pentru că a plecat pământa și l-a apucat din interior, dorul de părinți, dorul de o țară pierdută. Și am văzut în Basm, care e un Basm foarte scurt și înainte de citit, are vreo 10 pagini, cum îl roagă pe îngerul său păzitor, care era calm, patru aripi. Puric face o alegorie, o paralelă, știi? Acum de curând. Râz. Spune că Făt Frumos, dar o să închei, să nu vă speriați de multe paranteze, că le închei. Făt Frumos s-a dus și a eliberat-o pe Irena Constanțeană de la zmei, s-a odihneat undeva pe malul unui râu, într-o dumbravă, calul pășteat acolo, 4 ore, parodia puțin comunism, care mi-a furat pasmul, povestea. Și calul îi spune, stăpâne, să ne odihnim puțin. În drum spre Împăratul Verde, tatăl său, spre palat, bine, zice, și a făcut Frumos și-a dat zale de jos, sabia, coiful, și s-a așezat pe malul râului, în pădurea aceea. Când a dat un scriitor mai atent, unul la colțul pădurii. Ui, ce cauți aici? În pădurea asta. Era un inițiant. Care e pădurea asta? Calul, nimit, se uită, fermecați, Făt Frumos, ăsta nu-i din Basm la noi. Nu știu ce caută. Deci, tu să taci. Drept. De-al cum ești? Eu o să fiu Împăratul Verde. Împăratul Verde, deci o legionare. Unde lucrezi? Cum te cheamă? Făt Frumos. Cum Făt Frumos, mă? Cum ai spus Fătul? Și mai cum? Spune numele adevărat. Ai buletin? N-am buletin. Arată-mă firmanul de la împărăție. În sfârșit, iar este azi, nu vă mai zic povestea, îi duce, îi scoate din Basm, intră într-un oraș cu blocuri din astea comuniste, ieșeau pe la furnale fumuri, mizerie pe stradă,
până să fie atent că unul deja-i furase aripile calului și fugea pe uliță cu ele supărați. Într-un intrat, furic, în povestea lui, într-o întreagă scenografie din asta, suprarealistă. În sfârșit, milițianul duce, anchetează, de ce nu muncește, bagă în câmpul muncii, nu știu ce uzină, să începe cu șuruburile, lucrează, câștigă pâine, duce într-un cămin de nefamiliști. Stă pe acolo, viață grea, știi? Pe la o trecere de pietoni, pe la... Povestea lume. În sfârșit, pe cal o duce la un CAP, să intre și el în câmpul muncii. Capul era o grăjâne, de acum după un timp, s-au întâlnit, totul dispărut. Și... într-o zi, obosit de la muncă și pierduse frumusețea, a fost frumos, era o... mai avea lumină în noi sub o anumită bucurie, dar era trist. Aude la ușă, toc, 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 toc. Poc, 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 se duce de drumul, papulul, repede, intre, ascunde-mă, te rog eu, știu, tu ești foarte frumos, ascunde-mă, mă urmăresc, dar ce s-a întâmplat? Este revoluție în țară, unde, care, vreau să mă omoare. Bine, mă, bagă-te sub pat, l-a băgat sub pat, l-a ascuns, a trecut și revoluția. Au mai trecut vreo 2 ani și într-o zi mergea și pe acolo, prin centru, și un jeep din ăsta mare, și ziua era să-l calce, chiar pe trecerea de pietoni. S-a uitat când se întoarce, scoate același personaj capul, fostul milițian, și trage și o înjurătură. Și poate nu l-a stropit și într-o baltă. În sfârșit, ideea este că am pierdut povestea, am pierdut bască. Și avem un teolog, Ioneanu Dureanu, la Craiova, are o carte, un profesor de morală. Spune, teologia este poveste. Dacă teologia nu este poveste, nu mai este teologia adevărată. Teologie morală, eu cred. Ce-o fi aia teologie morală? Păi dacă teologia nu e morală, este și teologie imorală, mai e alăturarea de termen, deja e falsă. Și ce învățăm la teologie imorală? El are curajul de a le zice cele 10 porunci, nu știu câte legi, nu știu câte legea conștiinței morale, legea nu știu mai care. Și studentul când este de 4 ani de teologie, el nu are legătura cu nici o persoană. El se teme de lege. Teologia e poveste. Ce fel de poveste? O poveste cu persoane și despre persoane pe care le-am cunoscut sau despre care am auzit vorbind. Și am fi vrut să le cunoaștem. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfânta Ecaterina, persoane. Dumnezeu este persoană. Dacă noi rămânem la legi și la scheme, noi suntem arestați într-un câmp al sârmei ghimpate la nivel de minte și nu putem să evadăm într-o libertate duhovnicească. Teologia este o poveste. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Și nu trebuie să pierdem povestea. Povestea vieții, povestea poveștele lui Crangăr, povestea în care povestim noi, direct. Credeți că s-a redus foarte mult relația dintre oameni. Am fost duminica trecută, un părinte îmi dă telefon și mă întreabă, unde ești? La metropolie. Auzi, hai că nu vedem la botanul. Ce să fac noi? Hai, vină și mai ia cu mașina, dar vină leacă, că e frumos. Eram obosit, era la 3 jumate, la ora 4 jumate, 5 trebuia să fiu la vecernă. Hai, pentru el mă duc. M-am dus în grădina botanică, era cu un student, se plimba o grădina botanică goală. M-am dus aminte când era student, că era plină, că era un aer de primăvară în grădina botanică. Și întreb, dar unde sunt oamenii din grădina botanică? Am întrebat student care avea 21 de ani. Dar păi nu mai sunt. Măi, dacă eram eu student, era plin de tine, pe stradă, prin grădina botanică, peste tot. Acum sunt față, la internet, la jocuri, la filme. Așa. Declanșează meditația. În vechime, nu aveam internet, televizor, în spatele locului s-au auzea mingea bătând. Sorine, ce faci? Ha, mă, jos să jucăm pătrățică, mai sta. Am de învățat, mă, ha, mă, cum vezi după aia. Când s-a auzea mingea, erau vreo 4 blocuri, poc, 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 în spate. Acum când merg la părinț, nu s-aude nicio minge, niciun șotron, nicio coardă, nu sare nimeni pe acolo, nu sunt mai țipete de copii care frumusețau. Nu mai ies oamenii pe băncile din spate, își mai jucau un șah, o tablă, după meci comentau cu legenele pe... Și atunci, noi învățăm la teologie că suprema viață în biserică este comuniunea. Scopul pe care îl avem este comuniune. Organismul bisericii este un organism biserică, este de a avea toate modulabile într-o comuniune cât mai strânsă. Vă imaginați un organism în care, ca să fie un organism cât mai strâns, trebuie să aibă vene, nervi, nu?
Adică eu mă gândesc cu capul, se mișcă mâna, organism, așa e numită biserică, organism. Tot la teologie morală spune instituția divină umană. Instituție biserică divină umană. Ca să o încadreze cumva. Nu este o instituție biserică. Este o mare taină biserică. Nu poți să spui că e o instituție într-un batiman, într-o clădire, acolo este biserică. Dacă ne transformăm în administrator în biserică, pierdem relația cu oamenii, personalul și bucuria de a ne întâlni cu sufletele, suntem pierduți. Suntem doar niște funcționari triști, după ghișeri, cu ștampiri, cu tot ce trebuie, cu acte, cu legi care ne protejează, dar departe de viața oamenilor și departe de lume și departe de noi înșine și departe de ceea ce înseamnă biserică. Ei, ca biserica să fie în comuniune, ceea ce simțeam mult mai mult înainte de Revoluție, pentru că aveam comuniune cu toată lumea. Mergeam la cercul de karting, am un jumătate de an cât am fost, dar am cunoscut deja din oraș, am cunoscut 15 băieți, jucam șah și eu pe banca din spatele blocului, jucam fotbal foarte des, aveam cu tot felul de... Trăgeam cu tuburile cu săgeți, în hârtie, pești, mai aruncam și în lapte de pe bloc, cu pungi, erau pungi de lapte la 2 luni. Când aveai un supurs de bani, mai mie niște borcane, ca domnul Plicop, să nu, nu mai să nu spun de lapte, iar cu sticlă este interzis. și mergeam și sufiam sticlele astea și borcanele, erau borcane de 800 grame, cam un leu, cred că erau. Erau de șampanie 3 lei, cele mai scumpe, deci le feam și mie, dacă erau ciobite. Îi făceam calcule. A, mai Sorine, Florin, aveam toți vecinii, de 5 ori. Ți-ai făcut rost de sticle? Nu mai am sticle, vreau să mai. Hai, câte ai și hai să mergem în film. Și le șlefuiam. Și mergeam cu inima strânsă, pentru că știam că aveam câteva care erau, puteau să nu fie primite. Și la alimentare erau doi, soț și soție, doamna Plicop și doamna Plicop. Domnul Plicop era mai gentil. Nu se mai uita el la toate astea, știi? Era șef alimentare. Doamna Plicop era foarte scrupuloasă și țipam câteodată. Noi mergeam și treabă toți acolo la rând. Mai ales când era lume multă, cu sticlele să le dăm. Era și la... Era un centru de colectare, dar era mai departe. Mergeam acolo, o sticlă de bere era 2 lei, o sticlă de lapte 2 lei, de sauna 1 lei, un borcan, nu, în sfârșit. Mergeam, nu, dacă făceam 10 lei, era mare. Un film era 4 lei. Și eu mergeam, și unii mai refuzau, nu, nu, altul, de zicea, asta nu-i bun, hai, deschid, merge, tante, mai scut acolo, de zicea, bine, eu mei. Ziceam, hai, că nu merge, nu spune. Ele erau reciclate, adică se respălau, de fapt, și le băgau un trepit. Și toate activitățile astea ale copiilor din spatele blocului sau din fața blocului sau de unele pe terenul de fotbal, care era tot timpul animat, putea să fie zăpada cât de mare, nu trebuia să jucăm ceva, consolidau organismul. Și dacă ieșeai în oraș, am constatat că în antrenat de ceva, eu cunoșteam că atmosferă din orașul ăla. Nu după nume, dar noi nișteam între noi. 100.000 are Suceava, avea. Acum poate mai plecată de tare. Dar oricum, eu ieșteam din stația de traroleu, când mergeam la școală, pe câteva zeci, câteva sute, toți de pe la bloc. Ăla e rândul etajul 4 și schimbul 3 în săptămâna asta, nu mai bate mingea când îți parge. Știam, ce ne interesa pe noi, nu știam. Și bicicletele. Și era o relație și viață. Și viața avea gust. Aveam noi, avea fluidul acela de iubire, de afectivitate, circula. Știam și noi cum să luăm poziția pentru cea pe lângă un șeful scării, eram doamna Pătare, care era magră, ca să nu intrăm în... Tot timpul aveam ceva, o vină. Mai trăgeam cu avioane, făceam malul în fața blocului, cu caietele. Și, dar era animație, era viață. Nu era biserica, nu prea era. Cu biserica mai puțin. După Revoluție am început să facă biserică. Aveam 5 biserici în Suceava, acum avem 36. Este orașul care are cea mai mare densitate de biserici. Aceeași populație la Vâlcea, 12 biserici. Aceeași populație la Vaslui are vreo 65.000 și avea doar vreo 4-5 biserici. Deci, raportat la Suceava, a construit multe biserici. Și le-au improvizat că dacă nu mai era ulița satului să fie pe vreo uliță, ulița era pe verticală. Este în etajul 5 pe uliță. Și oamenii mergeau așa pe uliță. Dar le-au băgat printre blocuri, știi, bisericile. Și uite, și câte o cruce. Și avem câteva biserici acum. Atunci nu ne raportam la biserică, decât la Paști cu pocnitorile și aveam mărcanele alea cu carbid. Și acum mă gândesc că slujim la Sfântul Ioan acolo la catedrală vreo 6 ani de zile și când vedeam ăștia cu pocnitorul și n-au tu-i certa, eu luam o figură așa mai îngăduitoare, așa. Cu ani în urmă și nu mai veneam pe acolo. Adică veneam toată trupa și ne așteptam pe bordură de 15, cu pocnitor, cu injector și trăgeam, dacă unul nu-i pocnea
Bă, nu mai pleacă de aici, că tu nu ești demn să stai după aceea. Și fiind trebuia să pornim pe rând. Po, 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 po.